O parte dintre locuitorii din comunele tranzitate de drumul strategic mai au de așteptat până când vor vedea și ei marea asfaltarea drumului, care le-a distrus mașinile și i-a scos la proteste. A expirat termenul de depunere al contestațiilor pentru drumul strategic. Din păcate, pe unul dintre loturi, mai exact pe lotul 2, avem o contestație. Este vorba de lotul de pe drumul județean 282, Răuseni, Todireni, Albești, Trușești, Dângeni, Hănești. O asociere de firme a fost declarată câștigătoare pe acest tronson, însă o firmă din Bulgaria a contestat câștigătorul. Astfel, în aceste condiții... Contestația va fi analizată de specialiștii din cadrul Consiliului Județean Botoșan și vom face toate demersurile legale să avem un rezultat cât mai repede cu putință. Președintele Consiliului Județean, Doina Federovici, a mai spus însă că pentru celelalte două loturi nu au fost depuse contestații. Este vorba despre lotul 1, care se întinde pe o distanță de 30 de kilometri și face legătura dintre localitatea Șipote, din județul Iași, Rediu, Răuseni, Călăraș și tronsonul Dângeni-Mihălășeni. Valoarea lucrărilor este de peste 94 de milioane de lei fără TVA. Lotul al treilea se întinde pe o distanță de 26 de kilometri și leagă localitățile Blândești, Cercejeni, Sulița, Lunca, Cernești, Todireni, valoarea lucrărilor fiind de peste 86 de milioane de lei fără TVA. În acest moment, Comisia de Achiziții lucrează la contractele pe care intenționăm să le semnăm cât mai repede, eventual chiar pe data de 23 aprilie, adică acum vineri, de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Din acel moment, practic, vor curge termenii procedurali privind achizițiile publice și imediat după Sfintele Sărbători de Paști, după ce vor fi îndeplinite toate procedurile prevăzute de legislația care reglementează domeniul achizițiilor, să emitem și ordinul de începere a lucrărilor pe cele două tronsoane. Președintele Consiliului Județean spune că, cel mai probabil, la jumătatea lunii mai vor începe și lucrările. Potrivit Doina Federovici, din cei 56 de kilometri ce urmează a fi modernizați pe loturile 1 și 3, 18 kilometri sunt de piatră, iar 38 de kilometri sunt de drum județean cu îmbrăcăminte asfaltică ușoară. Șefa județului a promis că dacă situația contestației de pe lotul 2 nu se va rezolva curând, se va interveni și pe acel traseu, astfel încât drumul să fie circulabil.